Până, copii! Vă spun un bun venit într-o nouă călătorie în lumea minunată a Bibliei, cele 12 iscoade. Textul de memorat îl găsim în Numeri, capitolul 14, cu versetul 9. Nu vă răzvrătiți împotriva Domnului. Dar înainte să începem povestioarea noastră, haideți să împreună mânuțele și să ne rugăm. Îți mulțumim, Iisuse, pentru povestioarele noastre biblice. Te rugăm să ne ajuți să învățăm mai multe despre tine și despre cât de mult ne iubești. Te iubim, Iisuse! Amin! Vă amintiți numele ajutorului special al lui Iisus? Numele lui era Moise. Moise conducea poporul lui Iisus spre noua lui casă. Oamenii mergeau și mergeau. Cu fiecare zi se apropia din ce în ce mai mult. Când erau aproape ajunși, Iisus i-a vorbit lui Moise: alege 12 bărbați curajoși care să meargă să vadă țara. A spus Iisus, așa că 12 bărbați curajoși, numiți iscoade, au plecat să vadă noua țară. S-au uitat peste tot în jur. Au văzut oamenii din țara aceea. Mulți erau gigantici. Giganții erau înalți și puternici. Au văzut orașe cu ziduri foarte înalte. Zidurile păreau foarte rezistente. Au văzut și mulți pomi, multe terenuri cu iarbă și multă mâncare bună. Bărbații au cules un ciorchină de struguri ca să-l ia înapoi cu ei. Era atât de mare și de greu încât au fost nevoiți să-l care pe un lemn foarte rezistent. Cele 12 iscoade au lipsit 40 de zile. Când în sfârșit s-au întors din călătoria lor, oamenii au văzut ciorchinele de struguri imens. Erau foarte entuziasmați. Toți ascultau, voiau să audă despre țara frumoasă pe care le-o dădea Iisus. Una câte una, iscoadele au povestit despre țară. Au povestit despre mâncarea bună. Au spus despre pomii verzi și despre câmpurile mari. Apoi, unele iscoade au spus lucruri care i-au descurajat pe oameni. Uriașii sunt prea puternici. Oamenii noștri nu îi pot învinge, au spus ei. Nu putem cuceri marile orașe. Zidurile sunt prea înalte și prea rezistente. Același lucru a fost spus și de omul acesta și de acesta și de acesta și... De cine să asculte? Oamenilor i s-a făcut frică. Ce să facem? Au întrebat ei. Dar două dintre cele 12 iscoade erau sigure că Iisus îi va ajuta. Acești bărbați se numeau Caleb și Iosua. Celelalte iscoade se înșeală. Au spus Caleb și Iosua: putem merge în noua noastră țară. Iisus ne va ajuta. Nu, au spus celelalte 10 iscoade. Nu suntem suficient de puternici. Nu putem locui în noua țară. Majoritatea oamenilor au ales să le creadă pe aceste iscoade. Foarte puțini le-au crezut pe iscoadele curajoase. Pe cine să creadă? Uitase poporul cât de puternic era Iisus. Uitaseră că el le trimisese mâncare și îi făcuse să iasă apă din stâncă. Moise și cele două iscoade curajoase se întristaseră foarte tare. Și Iisus se întristase. Oamenii care nu aveau încredere în Iisus nu puteau intra în noua țară. Avea să moară în deșert. Mulți ani mai târziu, după ce au crescut copiilor, Iisus i-a dus pe aceștia, acum adulți, și pe cele două iscoade curajoase în noua țară. Iisus dorea că oamenii să aibă încredere în El, așa cum aveți și voi încredere în mami și în tati. El vrea ca și voi să aveți încredere în El. Haideți să citim în Ieremia, capitolul 17, cu versetul 7. Binecuvântat să fie omul care se încrede în Domnul și a cărui nădejde este Domnul. El este mai puternic decât toate problemele noastre. Când alegem să avem încredere în El și să ascultăm de El, mereu ne ajută. Haideți să îi cerem astăzi lui Iisus să ne ajute să ne încredem în El. Haideți să împreunăm mânuțele și să ne rugăm. Scump Iisus, te rugăm să ne ajut să ne amintim cât de puternic ești. Ajută-ne să fim pregătiți atunci când vei veni să ne duci către casele noastre minunate din ceruri. Te iubim, Iisus! Amin! Colțul părinților.
Educarea copilului este cea mai măreață lucrare încredințată vreodată muritorilor. Copilul îi aparține Domnului și, din momentul în care este doar un nou născut, în brațele mamei, acesta trebuie să fie educat pentru el, educat să intre în slujba lui, în primii ani din viața copilului. Căminul trebuie să fie școala lui. Acasă, părinții și copiii trebuie să învețe împreună calea Domnului. Fiți binecuvântați! Domnul cu voi!